Salutare, dragi pasionați de istorie pe YouTube! Eu sunt Matei și scopul meu este să vă arăt și vouă cât de șocantă și în același timp captivantă este istoria domnitorilor Moldovei. Astăzi vorbim despre Petru Rareș, Iliaș Rareș și Ștefan Rareș. Să-i dăm bătaie! Bun, episodul anterior ne-a lăsat cu execuția domnitorului Alexandru Cornea și urcarea pentru a doua oară pe tron a lui Petru Rareș în anul 1541. Practic, în concepția sultanului Suleiman I Magnificul, domnia lui Cornea nici n-a existat. Așa că, în cronicile turcești, după Ștefan Lăcustă, următorul domnitor era Petru Rareș. Acesta fusese deja învestit ca domn de către sultan încă din Constantinopol, înainte să plece cu armata otomană către Moldova. Odată rezolvată problema pe care o reprezenta Cornea, Petru pleacă din Galați către Suceava, unde va participa la ceremonia de încoronare în prezența lui Husein Aga, trimisul sultanului. A doua zi după urcarea pe tron, sunt executați și boierii trădători, în frunte cu portarul Mihu, cel care a deschis porțile cetății Sucevii lui Suleiman, iar capetele lor sunt trimise la înalta poartă. În cea de-a doua sa domnie, Petru Rareș a schimbat complet abordarea și renunță la conflictele militare directe. Preferă de data asta să mențină relații prietenești pe față cu sultanul, dar însă cred să sprijine orice acțiune anti-otomană care ar fi avut șanse de succes. Așa s-a întâmplat când a decis să sponsorizeze din umbră încercarea statelor germane de a elibera Buda, orașul. În același timp, campaniile militare pe care era nevoie să le ducă în Transilvania la ordinele sultanului erau mai degrabă niște deplasări de vacanță. Chiar și așa, Petru Rareș era nevoit să facă și sacrificii pentru a păstra aparenta relație de prietenie cu Suleiman și, bineînțeles, tronul. Conform înțelegerii, era obligat să se prezinte în fața sultanului odată la 3 ani pentru a-și reconfirma jurământul. Și dacă nu putea să se prezinte personal, avea opțiunea să-și trimită fiul cel mare la curtea din Constantinopol. Petru Rareș alege a doua variantă și îl trimite pe Alexandru, fiul cel mare din prima căsătorie. Din păcate, acesta moare din motive necunoscute la scurt timp după ce ajunge la Constantinopol. Înlocuitorul lui Alexandru va fi Iliaș, fiul cel mare din a doua căsătorie cu Elena Brancovici. Pe plan intern, Petru introduce obiceiul realizării freșelor exterioare la unele biserici moldovenești, renumite astăzi la nivel mondial. Dar după doar 5 ani de domnie, moare în anul 1546 din cauza unei boli misterioase, care mai târziu a putut fi identificată sub forma unui diabet ereditar. A fost îngropat la mănăstirea Probota, ctitorită chiar de el. A lăsat în urmă 12 copii pe care i-a făcut împreună cu Elena Brancovici, întrecându-l pe Borcea. Dintre aceștia le enumerăm pe Ana, căsătorită cu Vlad Necatul, domnitor al țării românești, pe Maria, căsătorită cu logofătul Ioan Movilă și viitoarea mama a lui Ieremia și Simeon Movilă, pe Chiajna, căsătorită cu Mircea Ciobanul și el domnitor al țării românești, și pe Ruxandra, căsătorită cu viitorul domnitor al Moldovei, Alexandru Lăpușneanu. Pe linie masculină enumerăm pe Iliaș Rareș, Ștefan Rareș și Iancu Sasul, viitor domnitor ai Moldovei, și pe Constantin, viitor pretendent la tron. Practic, Petru Rareș a creat o întreagă dinastie. În ziua imediat următoare morții lui, urcă pe tron fiul său, Iliaș Rareș. Acesta era destul de tânăr, dar timpul petrecut la curtea sultanului l-a ajutat să-și creeze suficiente relații pentru a fi rapid învestit de către înalta poartă. Iliaș Rareș urmează politica externă începută de tatăl său. Păstrează relații de prietenie cu sultanul pe față și pe ascuns caută să se implice în orice poate fi împotriva otomanilor. Încheie o alianță cu regele Poloniei și apoi simulează o intervenție militară în Transilvania pentru a respecta ordinul lui Suleiman. Dar Iliaș se lovește de o problemă, de fapt două. În primul rând, trebuia să plătească birul Imperiului Otoman și vistieria țării era cam goală. În al doilea rând, se făceau 3 ani de la domnie și trebuia să se prezinte personal la sultan pentru reconfirmarea jurământului. Și cum nu avea niciun fiu pe care să-l trimită la Constantinopol, nu prea avea de ales decât să meargă acolo el însuși. Iar pentru rezolvarea primei probleme, Iliaș face ceva ce niciun alt domnitor înaintea lui nu a mai avut curajul să o facă. Introduce taxarea tuturor categoriilor privilegiate, de la boieri și moșieri, la preoți, mitropoliți și chiar mari negustori, pentru a putea face față financiar la pretențiile în altei porți. Era pentru prima dată când un domnitor implica societatea civilă în plata tributului anual. Evident că acest lucru a stârnit un val de nemulțumire în rândul privilegiaților, care acum trebuiau să scoată bani în loc să bage în buzunare. Așa că boieri încep să facă ce știu ei mai bine. Complotează și lansează zvonuri false în rândul populației, cum că Iliaș jupăiește poporul de bani în numele otomanilor și că vrea să meargă la Constantinopol
ca să se turcească. Zvonurile prin repede, mai ales că țăranul de rând nu auzise în viața lui de vreun domnitor moldovean care să meargă personal la sultan să-i jure credință. Pentru ei suna a trădare, nu a îndatorire. Mai mult decât atât, boierii trimis scrisori regelui polonez Sigismund al II-lea August, pe care îl anunță de intențiile lui Iliaș de a se turci. Ei cer și intervenția directă a Poloniei și înscăunarea unui nou domnitor ales chiar de către Sigismund. Chiar dacă Iliaș auzise de informațiile false care circulau în popor și cred că și bănuia cam de unde proveneau, hotărăște să se ocupe de această problemă la întoarcere. Astfel, în 1551, instituie o locotenență domnească să conducă țara în lipsa lui. Aceasta era compusă din mama sa, Elena Brancovici, și fratele său mai mic, Ștefan Iliaș, doi dintre oamenii în care avea cea mai mare încredere. După care ia calea Constantinopolului pentru a plăti birul țării și pentru a jura din nou credință sultanului. Nici nu ajunge bine la Suleiman că află ce s-a întâmplat în lipsa lui în Moldova. Practic, imediat după ce Iliaș a ieșit din țară, mama și fratele acestuia convoacă un divan boieresc. Elena Brancovici anunță boierii că fiul său Iliaș a plecat cu toți banii țării în Constantinopol ca să se turcească și nu se va mai întoarce. Motiv pentru care era necesară alegerea unui nou domnitor, în persoana fiului său mai mic, Ștefan Rareș. Și titlul de cea mai bună mama a secolului XVI merge la Elena. Iar Ștefan este ales domnitor de către boieri. Prima lui decizie este să trimită un sol la înalta poartă pentru a-l anunța pe Suleiman că va dubla tributul Moldovei dacă va recunoaște domnia lui. Și sultanul acceptă, iar când Iliaș ajunge și el în sfârșit la Constantinopol, este anunțat că nu mai e domnitor. De frică să nu fie executat de Suleiman, ia decizia să facă exact ceea ce spuneau toți că va face, adică să se convertească la islamism. Asta da ironia sorții. Slab de înger și fără să fie presat de otomani, Iliaș este circumcis și primește numele de Mehmed Bey. Devine astfel primul domnitor moldovean care s-a turcit. Este trimis ca pașă la Silistra și va rămâne acolo până în anul 1533. Vestea turcirii lui Iliaș vine ca o confirmare în ochii poporului a faptului că boierii luaseră decizia corectă, deși nu era deloc așa. Mai mult decât atât, numele lui Iliaș este șters din toate documentele interne, iar reprezentările sale în frescă sunt șterse de pe biserici, cum a fost cazul la mănăstirea Probota. Cât despre Ștefan, el avea 20 de ani când a urcat pe tron, în 1551, și era copilul favorit al Elenei Brancovici, de parcă nu era destul de clar acest aspect. Imediat ce devine domnitor, se confruntă deja cu un pretendent la tron, susținut de către polonezi. Și aici avem parte de un moment de-a dreptul hilar. Ioan Vodă cel Viteaz era soluția polonezilor pentru cererea boierilor de a-l schimba pe Iliaș Rareș. Doar că, între timp, aceiași boieri îl schimbă pe Iliaș cu Ștefan. Atunci când Ioan Vodă apare călare să revendice tronul, boierii își dau seama că au uitat efectiv să-l anunțe pe Sigismund de schimbarea de plan. Și astfel se produce o bătălie stupidă pentru tron, din care câștigător iese Ștefan Rareș. Crezând că a fost un complot al boierilor, deși era vorba doar de prostia lor, tânărul domnitor îi pedepsește prin execuții și mutilări. Atrage astfel ura boierilor față de el. Mai mult decât atât, Sigismund nu îl privește cu ochii buni pe Ștefan din cauza că l-a învins pe Ioan Vodă. Chiar și așa, tânărul domnitor va încerca să urmeze politica externă a tatălui și fratelui său. Pe față prieten cu sultanul, pe la spate dușman. În acest sens, încearcă o alianță anti-otomană cu regele Ungariei, Ferdinand I de Habsburg. Dar și acesta avea o problemă cu Ștefan. Motivul? Persecuțiile religioase asupra ereticilor armeni și unguri din Moldova, făcute de tânărul domnitor. Prin această acțiune, el voia de fapt să se delimiteze de acțiunile fratelui său Iliaș, doar că a reușit mai mult să le enerveze pe regele maghiar. Din păcate pentru el, toate aceste acțiuni inspirate vor atrage un complot asupra lui. Artizanii vor fi, ca de obicei, boierii, dar care vor avea și susținerea polonezilor de data aceasta. Aceștia pregătiseră deja un pretendent. Numele lui era Petru Stolnicul, cel care avea să fie cunoscut cu numele de Alexandru Lăpușneanu. Doar că de data asta polonezii nu voiau să mai trimită candidatul în Moldova până nu se rezolva definitiv problema cu Ștefan Rareș. Așa că, într-o noapte de septembrie anului 1552, boierii trec la acțiune. Profită de faptul că Ștefan iese la plimbare cu amantele lui pe malul Prutului. La finalul plimbării, se întinde un cor pe malul râului, unde domnitorul va petrece noaptea cu însoțitoarele lui, discutând despre politică. În timpul ăsta, la adăpostul Întunericului, boierii ucid paznicii și intră în cort peste Ștefan.
Acesta realizează repede ce se întâmplă și cade în genunchi cerând îndurare. Ruga nu este ascultată și boierii îl omoară și apoi îl decapitează. Dau de veste polonezilor, iar Petru Stolnicul este ales noul domnitor. Acesta jură credință regelui Sigismund chiar în biserica din Bacota, de pe malul Nistrului, unde aștepta vestea uciderii lui Ștefan. Cât despre Ștefan Iliaș, acesta este mormântat în grabă la mănăstirea Probota, lângă tatăl său. Morala poveștii de astăzi, să n-aveți niciodată încredere în boieri. Stați așa, știți ce urmează acum, nu? Exact. Curiozități. 1. Mitropolitul Grigore Roșca, vărul lui Petru Rareș, este cel care i-a dat ideea domnitorului de a realiza fresce exterioare pe unele biserici. Motivația era că astfel i-ar fi ajutat pe țăranii moldoveni care nu știau să scrie și nici să citească să înțeleagă mai bine pildele și învățămintele din Biblie. Astăzi, din patrimoniul mondial UNESCO, fac parte 8 biserici și mănăstiri din Bucovina pictate la exterior, și anume Voroneț, Humor, Moldovița, Sucevița, Arbore, Probota, Pătrăuți și Biserica Sfântul Ioan cel Nou din Suceava. 2. Iliaș nu dorea să părăsească tronul ca să se turcească și nici nu impusese taxele ca să jupoaie țara de bani și să îi ducă după aia la sultan. Pur și simplu voia să meargă să reînnoiască jurământul, să plătească tributul și să-l convingă pe sultan să-i ofere înapoi proprietățile pierdute, adică Ciceu și Bistrița. Dacă ar fi vrut într-adevăr să se turcească, nu trebuia neapărat să dea mult bani la sultan. Acesta l-ar fi acceptat și pe gratis și ar fi cheltuit chiar din banii lui serbările care se dădeau cu această ocazie, așa cum a fost și în cazul lui Mihnea, turcitul din țara românească. 3. Chiar dacă i-a promis sultanului că va dubla birul Moldovei de la 15.000 de florini la 30.000 de florini, Ștefan nu reușește să achite decât 14.000 de florini. Restul sumei va cădea pe umerii lui Alexandru Lăpușneanu, care trebuia să achite datoria dacă voia să primească recunoașterea domniei sale de către sultan. Și cam atât și despre episodul de astăzi. Vă mulțumim foarte mult că ne urmăriți și că ne susțineți cu un like și subscribe. Și vă așteptăm aici pentru un nou episod despre istoria domnitorilor moldoveni peste 2 săptămâni, tot marți. Până atunci, toate cele bune și v-am țucat!